Ne-am întors în platou. Vreau să vă amintesc că Ramona de la Clejani e supărată că iubitul ei, așa cum spune ea, după 3 ani de relație și după ce au făcut o fetiță împreună, a părăsit-o. Aș vrea acum, dragă Ramona, să ascult ce spune mama lui Florin Marocanu despre tot această poveste și comentăm împreună. Eu aș vrea să ascult pe soția lui Marocanu, că mama e mamă. Hai să ascultăm pe mamă. Păi mama e mamă și mama, dacă vreți, vorbește bine. Foarte, foarte supărată sunt. Păi de ce? Ați văzut la televizor, la Acces Direct? Da. Și nu, ce părere aveți? Am o părere să-și vadă treaba lui. Ce a fost, a fost, să-și vadă treaba lui. Dar ați văzut că mai aveți o nepoțică, o cunoașteți? Nu o cunosc, dar ca orice bărbat. Și-a făcut și el datoria ca, na, o bărbat să nu fie. E durere mare, spun sincer că e o durere mare. A greșit ca orice bărbat. Nu e bărbat să nu greșească și a greșit, a fost o aventură cum a fost și gata. Poate să ție legătura așa între ei, de respect unul față de altul și ce a fost, a fost și gata. Ce să neapărat să știe de nevasta lui și de copiii lui, că fata asta nu a știut, să spun sincer, fata asta n-a știut că el are o familie. Îmi pare rău și de fata asta că a și copilul ăla, gata, cum de zonă. Copilul nu are nicio vină, bineînțeles, și facă datorie față de copil și asta e. Iar vrea să rămână cu Florin să se căsătorească. De acord, nu. Să aibă așa a fost relația care a fost între ei, gata. Stop. Dar nu e primul și ultimul până la urmă, că nu e lăutat să nu ai vorba mai întâi. O fi copilul zic, poate nu, dar după cât timp, da, zici copil, ai făcut o, nu, a fost o aventură între ei, gata. Nu sunt de acord cu ea, nu am nimic cu fata. Doamne ferește. O aventură, gata. Și acum gata, într-o copil. Lasă copilul. Să facă mai bine față de copil, datoria și gata. Ce tot mă lungi copil, cum era vorba. Hai să iau invers. Cum poate să-și crească doi copii sau câți care care? Poate să crească și pe ăsta. Și cu marocanu și fără marocanu. Vrei să te mit? Unde mănâncă doi, mănâncă și al treilea. Și gata, e de ajuns. Gata. Ce vrea să lungească cu el așa? Ce vrea să-și lasă familia să vie cu ea? Da. Nu, îmi pare foarte rău, așa ceva cu... Nu vreți dumneavoastră. Cu decizia asta nu sunt de acord. Dar nici el, bineînțeles. A fost aventură, s-a făcut și copilul ai verdad, să-și facă datoria față el, să răspundă fața ei. Da? Ca orice bărbat. Da, dacă îți răspund că vin pe fiecare număr cu o sumă de sau cu, mă rog, ce alimente, mă rog, ce e nevoie și gata. Ce trebuie să ce? Poate ce vrei să faci? Las familia să vină la tine. N-ai șansele astea. Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu, îmi pare foarte rău. Dacă vine la televizor acum, crezi că se pacă cu ea și lasă nevasta și copiii? Ea nici ea nu știu, pe n-are cum să mai... Nu, deci nu că n-am nimic cu ea. Deci, ce ar vrea ea, m-a mine zis, să se împace înapoi cu ea, n-are cum. Că el avea o nevastă, avea o familie acasă și el, dă brosia ca așa. Păi da, dar ea zice că n-a știut. N-a știut, dacă este prima știută că s-a păcălit o femeie ca să culcă un bărbat. Și m-a început cu unul acum. Dar nu știu, mai întrebat, mă, ești însurat? Că aș vrea să merg cu tine, tu ești însurat? Păi că mă ia cu vrăjel de-a doilea și gata, mă păcălesc. Orice femeie se păcălește, nu sunt singura. În discuție, dacă ar fi o femeie sau orice cu un bărbat, ea și-ar pune întrebarea. Vai, îmi place tine, dar ai de-a familie, ai nevastă. Și el ca de acolo spune, vai, hai să mergem. Punte, gata, e de ajuns. Orice bărbat știe cum se păcălesc o femeie. Dar mora dumneavoastră unde e acum? A plecat, s-a supărat. Unde a plecat? Unde, nu știu, unde a plecat, s-a supărat. Nu i-a venit și bine, hai să fim sinceri, nu i-a venit și nici bine. După atâta timp să vie cu... Era durerea ei și am înțeles, m-am dat la o parte și am zis, e durerea ei, supărarea ei și am înțeles-o, ca o mamă de 6 copii să nu înțeleg. Orice greșeală se plătește. E datoria lui dacă zice că are copil cu ea și zice ea, măi copil tot, da, la noi țiganii să spunem cu rujămite, nu cu acte, nu cu hârtii, noi hârtii tragem apa după ele, după hârtii, în general. Și face fapte, sau rujămite, mai bine zis, cum? Mă, să moară, să facă de copilul meu, al tău și al meu. Bine, fă. Eu pe fiecare lună îți promit că ți-a dus o cheie de cartofi și o cheie de banană. Ce trebuie să o lungim, că ce? Ce vrea cu alte vinte? Ce mai vrea? Să-l lase familia, n-are cum. Dar Ramona zice că-l iubește pe marocanul. Da, e o femeie foarte frumoasă și îmi place de ea. Să spun sincer, îmi place de ea și cum arată și deșteaptă. N-am ce să zic de femeie. Nu, mă, ca femeie, ce am cu femeia? Nu am nimic cu ea personal decât de cântat, unde am avut nevoie, am luat-o, chestii de-astea, dar... Hai să fii sincer, nu ești primul și ultimul bărbat care a făcut o aventură asta la o lăutărie. Orice început are un sfârșit. Și gata, aștept să se oprească și gata. Și în primul n-am primit cu femeia asta să-și facă datoria față de mamă, de copilul ei și să-și pun între ei doi. Dar dumneavoastră n-a știut că băiatul are o amantă? Și dacă aveam amantă, crezi că dumneata, crezi că îmi convenea mie? Nu sunt de acord. Că o aventură să țină 3 zile, atât așa zic, ca orice bărbat, nu ca lăutar, hai să luăm așa, lăutărește, orice lăutar să nu spui că nu are amant. Și ține o aventură de 3 zile, mai ne întâlnim așa frumos, orice om de rând are amantă, vrei să te mint eu? Păi eu știu și multe, am fost multe case și știu. Deci oameni de jos, începând pe la cea mai mare, aparamentare sau orice oameni de jos până sus, până aia de sus, sincer îți spun, ca o amantă. Vorbesc în suflet. Orice om greșește, este orice greșește să plătește. Dacă el a greșit față de fata aia, să plătească. A vorbit mama, locul meu, că e avocatul meu, mama.